Roșanu pregătit să ceapă, îl văd pe Riman acolo, venit în apărare și meciul pornește. Încercarea de la distanță mare pentru Barbalată. Barbalată care a avut un meci foarte bun în semifinale, spoitorul pentru Toma de la mare depărtare, ratează Toma. Se recuperarea ofensivă, i-a aparținut Rickman, ce capac pentru Bănică! Da, a început spectaculos Bănică, schimbă partea pentru Moroșanu, Fentă, Moroșanu acum a apărat bine și este faultat pe aruncare. Fabian Rickman nu e de acord. L-a apărat excelent în prima fază pe Moroșanu, apoi prins în offside puțin. Trebuie să spunem că tu n-ai fost sezonul trecut la Timișoara când Toma Daniel a înscris game winner-ul de la turneu pentru echipa sa, dar cred că ai fost anul trecut, nu mai știu exact la care turneu, când Moroșanu, parcă e tot chiar turneul al treia. De Moroșanu, sus, din centru, da, Moroșanu a în overtime rezolvat în pelungiri partida aceea, da, țin minte. Deci avem destui jucători cu sânge rece pe teren, cel puțin unul pentru fiecare echipă. Aici rezolvă Moroșanu faza, se face 2-0. Spun încă o dată, un început extraordinar de meci. Două puncte în primele 30 de secunde, ambele în dreptul celor de la belelele lui Impresar, venite pe mâna lui Moroșanu. Toma. 3 secunde, Toma trebuie să găsească o soluție rapid, aruncă, ratează. Da, este clar în viteză Daniel Toma. Vrea să continue prestanța pe care a avut-o la meciul anterior, cum este și el prins cu greșeală. Este a doua în dreptul CSOAS. Aruncare de două puncte, ratată de Bănică. Toma cu recuperarea. Gata Toma, Barbalată acolo este oprit. Toma, Fentă pe lângă Moroșanu, se blochează singur. Trebuia să rezolve în prima fază, însă vine cu coșul din spatele semicercului Robert Spoitoru. Imediat răspunsul lui Barbalată. Da, și avertisment pentru întârzierea jocului, pentru că trebuiau să îi lase pe adversar să repună mingea după coșul lui Barbalată. Avertisment pentru belelele lui Impresar. A câteva dezbateri între arbitri despre ceea ce se întâmplă pe tabela de marcaj, să vedem dacă se schimbă ceva. Nu, meciul începe. Încă o dată posesie pentru CSOAS. Spoitoru are 7 secunde. Bine apărat acolo și este faultat. Nu știu ce să zic. Adevărat, mult contact, însă l-a luat foarte bine în primire pe Spoitoru. Celălalt număr 17, David Bănică. Drume pentru Spoitoru. Dacă va încerca din nou un step back de două puncte, Spoitoru trebuie să paseze, o face către Toma. Spoitoru e liber, Toma însă nu-l vede și se complică. Barbalată, doi pași lungi, marchează peste Toma. Iată, au început puțin cu stângul cei de la belelele, apoi au revenit și acum conduc cu 4-2. O defensivă impresionantă atât la Spoitoru cât și la Toma și au făcut lecțiile cei de la belelele lui Impresar. Spoitoru a jucat pentru belelele lui Impresar anul trecut. Da. Cum nu atinge instalația Robert Spoitoru de la libere. Poate puțin și el șocat de cât de bine a fost apărat până în acest în doilea minut al meciului. Încă o dată reușită din spatele semicercului, de această dată a fost Bogdan Șomcutean și se face 6-2. Deocamdată cei de la CSUAS nu au reușit să marcheze decât de la linia de libere. O dată, Barbalată, oprit, lasă pentru Șomcutean, sunt 7 secunde, Șomcutean va încerca din nou, fără rezultat de această dată, pune mâna pe minge și rea recuperarea Drume, angajează pe Toma, Drume vine acolo din nou la recuperare, cât să piardă mingea aproape și acum este faultat de Moroșan. Să știi că avem oameni care au răspuns corect, deci știm sigur că măcar o persoană și-a downloadat aplicația și să sperăm că și mai multe, nu doar că s-au luat după ea.
Oare mă gândesc, Andu, să nu fi fost publicată informația asta la un moment dat și pe social, no, pe Sport Arena? Nu, îți garantez atunci, că nu. Atunci garantat cu aplicația. 3 secunde rămase din acest atac, Spoitoru își dărâm adversarul, ratează însă și Omcuteancu, recuperarea se grăbește să iasă în spatele semicercului. Lasă pentru Bănică, bine apărat, înapoi sus și Omcutean nu reușește să pună mâna pe minge așa cum trebuie și pierde posesia, chiar și așa rămân la plus 4 pe tabelă, iar Fabian Rickman încearcă să repornească atacul. Vă reamintesc, CSOAS până acum n-a marcat din teren. Au fost doar libere în continuare în căutarea primului coș din acțiune. Spoitoru peste doi adversari. N-am scris Spoitoru de la două puncte? Spoitoru, două libere. Atât. Nu două au libere au fost? Da, nu au marcat din acțiune deloc. Și dacă vor avea puncte suplimentare, vor veni tot de la Robert Spoitoru, tot de la linia de libere. Cel puțin la această fază. Și nu, nu se întâmplă. Rămân la cota 2 CSOAS. Barbălată. Încearcă acolo printre doi adversari. A ales probabil metoda cea mai complicată pentru a încerca să înscrie acolo, fără succes. Toma are ceva spațiu. Rickman așează blocajul, se duce și Toma intră în adversarul său. Minge ajunge cu puțin noroc tot la el. Spoitoru. Moroșanu în fața lui. Spoitoru aruncă de două puncte. Nu. Fără precizie și de această dată, Robert Spoitoru. Da. Puțin scurte aruncările lui Robert Spoitoru, am văzut mai devreme și de la libere. Cel airball acum din spatele semicercului, ținta puțin într-o parte. Între timp avem scurt timp de odihnă pentru hidratare. Aș vrea să spun, Andu, chiar dacă scorul este 6-2 și chiar dacă, așa cum spuneam, CSOAS încă n-a marcat din acțiune, cele două echipe par destul de echilibrate pe teren. Am văzut presiunea defensivă pe care o pun cei de la Belelele. Mi se șoptește în cască faptul că Spoitoru a scris de două puncte prin aruncare, adică n-a fost de la liber. Meciul continuă. Bănică. Oh, ce fentă bună pentru Bănică, însă ratează două ratări consecutive pentru Bănică. Să facă un fault ofensiv, cred. Da. Barbolată pentru Bănică, din nou. Vrea să-și ia revanșa. Drume, pleacă de acolo. Împins de Bănică și acesta înscrie. O dată în ofensivă, Belelele. Barbolată are spațiu de manevră. Situația 1-1. Acum vine un al doilea apărător și este faultat. Vlad Barbolată. Face 7-2. Cum poate deveni chiar 8-2. Să-l vedem pe Barbolată. Ratează și el. Însă nu același lucru se poate spune despre colegul său, Omcutean, care înscrie din lateral și duce scorul la 8-2. Același Omcutean vine cu intercepția. Scoate la Bănică, apărat de Spoitoru, și Omcutean este în colț, este liber, la el se duce mingea. Age de două puncte imprecis și este un fault acolo pe recuperare, fault împotriva celor de la Belelele lui Impresar, al șaselea fault. CSOAS în continuare în secetă de puncte. Să vedem dacă vor încerca să forțeze pătrunderi, să scoată faulturi, să meargă la libere. Da, este momentul ca Toma să iasă puțin la rampă. Am văzut ce viteză are. O poate folosi din nou aici. Vine blocajul de la Drume. Oprește driblingul Toma. Aruncă și în continuare. Nu găsește ținta Daniel Toma. Barbalată. Încearcă și el. Din 0 grade nimic. Spoitoru pentru Toma. Toma cu spațiu, cu timp. Și cu precizie vine reușita lui Toma. 8-4 devine scorul. Iată, exact ce spuneam, este momentul ca Toma să facă din nou diferența și aduce echipa la 4 puncte pe tabelă. Poate să mai pună două acum, nu? Puțin scurt aruncarea, mingea merge peste și un fault pe care, sincer, nu știu dacă îl înțeleg, venit din partea lui Andy Drume. Nu era nicio poziție gravă acolo. Trebuie să ai mai multă înțelegere pentru oameni, Vlad. Nu în înțeleg nimic!
Barbă lată, două puncte. Cred că cei de la CSU n-au înțeles-o pe asta. Da, foarte repede a venit acea aruncare și fault în atac. Ce bine s-a poziționat Barbă lată, l-a lăsat pe Spoitorul să forțeze și sancționat acum cu greșeală ofensivă. Revedem faza. Excelent, n-a schițat nimic Barbă lată acolo. Iar acum echipa sa din nou în ofensivă. Bănică, coș cu fault, încă o dată greșește. Oh, și greșeală tehnică, Bănică nemulțumit. Cred că Bănică este cel care a fost sancționat. Da, așa da, este. Așa pare. Am văzut pentru o clipă pus la linia de libere și nu înțelegeam. Greșeala tehnică va fi libera, pentru că greșeala tehnică va fi executată de Daniel Toma, care marchează. Și au de muncă, au de muncă mult cei de la CSU AS, 4 minute și jumătate. În continuare 6 puncte diferență. Acum este Bănică cel care va arunca. Marchează și el. Spoitorul scoate mingea în spatele semicercului. Toma încearcă să demarce, se duce către panou, lasă pentru Rickman și înscrie Fabian Rickman primului punct din această finală. Da, era timpul să-l vedem și pe Fabian Rickman, la fel un om de talie, un om care poate face diferența. Ce încercare de la mare distanță pentru numărul 17, pentru David Bănică, n-a atins, n-a reușit să bage mingea în coș. Tot timp Spoitorul reia, vine acolo Moroșanu, vine și blocajul de la Fabian Rickman, încearcă de două puncte. Iar apoi mingea iese afară. Cred că va fi posesie pentru CSU AS. Mi s-a părut că și-o Cutean a pus mâna pe minge, încercând să salveze această posesie. Da, da, dreptate, Andu. Toma pentru Rickman. Spoitorul. Spoitorul se învârte, ratează din apropiere. S-a complicat pe această pătrundere. Da, Andu, văd toate aceste pătrunderi cu piruete în aer, cu tot felul de schimburi, nu atât de eficiente pe cât probabil și-ar dori jucătorii. Acum, încă o dată, mingea părăsește suprafața de joc. Mai devreme, Spoitorul încerca să-și crească loc până la inel, însă s-a dus puțin prea departe și a închis unghiul. Cum revine în ofensivă, Toma caută blocajul lui Rickman, îl primește, acum aruncă din lateral și coș de două puncte. Daniel Toma mai înscrie o dată din spatele semicercului și ține echipa în viață. Barbă lată pentru Bănică. Bănică forțează de două puncte. Nu! Rickman cu recuperarea. CSU AS se apropie și timp suficient mai este pentru a avea un final incendiar aici pe transmisiunea live. Spoitorul. 3 secunde, 2, Toma trebuie să arunce repede, o face în timp util, însă layup-ul este alături. Barbă lată de 2 puncte, prea lung. Mingea ajunge tot la el. Da. Marchează cu mâna dreaptă cu ușurință. Spoitorul. Spoitorul. Cear cu acțiune individuală, au fost doi adversari lângă el, obține faultul și va merge la linia de libere pentru două aruncări cu șansa de a face 13-10. Da, însă dacă CSU AS nu reușește să se apropie și să reintre în meci, vor plăti tribut acelor prime 3-4 minute în care pur și simplu n-au avut nicio perspectivă ofensivă. Totuși 5 puncte diferență, iar Spoitorul ratează din nou. A fost 8 la 2 scorul pentru belele lui Impresar. Mare nevoie de puncte pentru CSU AS. Cu puțin sub 3 minute rămase din meci, însă acestea nu vor veni de la libere, cel puțin nu la această fază. Șom Cutean pentru Barbă lată. Vine Moroșanu imediat să așeze blocajul. Barbă lată din nou încearcă printre doi adversari. Ce pasă scoate pentru Șom Cutean, care ratează inexplicabil. Intercepție pentru Barbă lată. Moroșanu acum, Toma nu-l faultează. Da, fac exact ce au nevoie cei de la Belelele și joacă basketul lor. Nu se lasă influențați. Toma a încercat din nou să salveze cu un coș de două puncte. Șom Cutean pentru Moroșanu. Singur, singur, el ratează Moroșanu. Încă o dată Toma cu recuperarea. Îl caută pe Spoitorul. Acesta înscrie din pătrundere de pe partea stângă. Mai sunt două minute în continuare. Sunt 5 puncte diferență. Bogdan Șom Cutean! Nu!
Barbă lată. Recuperează, îl găsește pe Moroșanu, acum trimite mai departe la Barbă lată din nou. Fentă scapă de spoitorul floater, este faultat pe pătrundere. Și Vlad Barbalată. Și vor fi două libere, pentru că acum și CSOAS este în penalizare. Așa că șansa pentru Barbalată de a-și duce echipa la un avantaj de 7 puncte. Prima e bună. Prima e bună, a doua e nebună. Un leu cu banana cu maimuța. Da, amândouă sunt reușite de la Vlad Barbalată și exact ce spunea Andus, face 16 la 9, probleme din ce în ce mai mari pentru CSOAS, nici acum nu vine coșul, ba da, în a doua încercare Andy Drume reușește să mai pună un punct pe tabelă, însă departe mai au nevoie de 6 puncte pentru a-i egala pe oponenți, acum de 8 puncte, fantastic, fantastic. Spoitorul a vrut și faultul, nu-l primește Barbalată. Va încerca oare din nou de două puncte, Drumei de peste minge, rămâne posesie pentru belelele lui impresar, 8 secunde rămase, timeout. Da, n-ai absolut nimic ce să le reproșezi celor de la belelele cum au abordat această finală, 18 puncte, mai avem 1 minut și 15 secunde, timp suficient ca să ajungă la cota 21 și, așa cum spuneam, după aproximativ minutul 5 al meciului, era destul de clar ce echipă controlează această finală de la Under 21 masculin la turneul 3 BCR Sport Arena Streetball. Au nevoie de doar 3 puncte echipa în verde pentru a încheia pe prima treaptă a podiumului această categorie de vârstă. Imediat după acest meci vom avea festivitatea de premiere. Partida continuă. Mai avem 70 de secunde din această finală. Barbalată de două puncte din nou, prea lung. Se luptă pentru recuperare și obține Robert Spoitoru. Au nevoie disperată de coșuri din spatele semicercului. Prea scurt Spoitoru, Bănică recuperează. Cu încercare de două puncte ratată, mai sunt 40 și ceva de secunde, vine acum coșul, însă 19 la 11, parcă nu mai au vlagă cei de la CSOAS, încearcă Toma, își creează spațiu, are acum loc pentru aruncarea de două puncte, la fel se învârte mingea pe inel și iese și nu cred că mai au ce să mai facă cei de la CSOAS, dar nu mai contează. Meciul se încheie înainte de timpul regulamentar. Belelele lui impresar 21, CSOAS 11.